Un proiect european pentru Balcanii de Vest trebuie să existe. Nu se poate face abstracție de acea zonă. În acest moment este o competiție foarte interesantă, mai ales de natură economică și strategică, între Uniunea Europeană, Federația Rusă și China, pe Balcanii de Vest. Vecinătatea României ne obligă să avem un proiect în legătură cu Balcanii de Vest. Și din acest punct de vedere, Bucureștiul, într-adevăr, ar trebui să fie mult mai ferm și clar în ceea ce privește această zonă, iar respectul privind valorile și standardele europene, inclusiv în legătură cu protecția drepturilor minorităților, trebuie să fie parte din acest proiect al Bucureștiului. În egală măsură privim spre est, vom avea alegeri în Republica Moldova. După cum știți, avem o relație cu Partidul Unității Naționale din Republica Moldova extrem de interesantă. Sperăm că vor obține un rezultat bun. Și în Ucraina, care este în acest moment într-o situație foarte complicată din punct de vedere al securității, nu trebuie să uităm faptul că trăiesc sute de mii de etnici români. Văd că se vorbește mai puțin despre ei în acest